Ați spus că 4 ani tot ați vorbit, a fost congresul, nu s-a rezolvat nimic. Unde a existat acel blocaj? Probabil că în diferența de opțiuni între mine și alți lideri mai importanți ai PDL-ului. La ce lider vă referiți? Am spus că nu dau niciun fel de nume astăzi. Cred că pur și simplu vedem lucrurile diferit. Adică, din punctul meu de vedere, o soluție de rezolvare a problemelor din România de astăzi este descentralizarea. Din nefericire, am asistat la unul din cele mai centralizate exerciții bugetare în parcursul acestor 4 ani. Chiar am spus în interiorul partidului că, chiar și în ultimii 2 ani ai mandatului domnului Văcăroiu, exercițiul bugetar a fost mai descentralizat decât acum. Adică concentrarea excesivă a resursei la nivelul administrației publice centrale, ministeri și agenții. Asta a dus România unde se află acum. Ați fost contactat cumva de domnul Băsescu? Nu, ți-am spus că nu. Practic, am reușit să subfinanțăm administrația publică locală. Ce vi se pare mai important? Funcția pe care... Băsescu va scoate dosar acum? Ce dosar? Nu știu, după obiceiul pe care l-are. Te rog. Vi se pare mai importantă funcția nouă din PNL decât cea din PDL? Păi, n-am nicio funcție în PNL momentan. Funcția pe care o veți ocupa în PNL. Nu știu, n-am discutat în momentul de față foarte riguros despre funcțiile pe care le voi avea în PNL și nu cred că ăsta este, până la urmă, eu știu, scopul acestei acțiuni pe care eu întreprind acum. Și nu este un obiectiv. Va continua cineva în PNL drumul către Mișcarea Populară? Va mai duce cineva la fel ca asta mai departe? Sau o trageți E un proiect politic pe care l-am enunțat, dar nu cred că este momentul să îl detaliem, pentru că riscăm să diluăm tema conferinței de presă. Domnul Secășan și cei doi deputați au zis că vor urmează. Dar ca și idee, da, probabil că mă vor urma. Și mă bucur că mă vor urma. Dar ca și idee generală, cred că este deplasat ca acum când nici măcar n-am intrat în Partidul Național Liberal să încep să vorbesc despre doctrine politice. Aveți idee cine mai rămâne în PDL care aș reveni? Asta este altă întrebare. Am spus 2 întrebări. De persoane. Persoană. N-au fost niște negocieri care să spunem că s-au concretizat într-un anumit moment. Dar dialog cu lideri importanți ai Partidului Național Liberal, am avut în acești ani. Nu la modul facem dreapta comună, da? Sau când ader la Partidul Național Liberal. Dar am avut conversație cu importanți lideri ai PNL-ului pe parcursul acestor ani. Nu neapărat în sensul în care discutăm astăzi aici. Există un viitor lider local al PNL? Este posibil. Comandat într-un fel afirmat de domnului Lăzăroiu? Nimeni și nimic. Simi va trece la liberal? Te s-a văzut că Simi rămâne totul la PDL? Dă-i un telefon. Mi-a spus că rămâne la PDL, copilul opera. Au fost și alți colegi de dumneavoastră care au comentat vehement anunțul privind plecarea. Chiar Mircea Toade v-a reproșat că nu sunteți bărbat politic pentru că recurgeți la un asemenea gest comparativ cu șobolanii care pleacă atunci când simt că se scufundă corabia. Cum ați primit toate aceste comentarii? Cred că domnul Toade nu este în măsură să îmi facă niciun fel de recomandare și cu atât mai puțin să facă apreciere la adresa mea. Aveți regrete? Mai mult am, că nu am fost ascultat. Probabil că aș fi fost ascultat pentru că nu era acum aici, în situația aceasta. Dar mai mult, ce puteți să-mi reproșați? Ce vă spun acum, spun de ani de zile. Deschis și în conferință de presă, pentru că v-am evocat o conferință de presă din 24 noiembrie 2010, dar o spun și în toate forurile de partid. Nu credeți că era momentul mai potrivit atunci când ați venit cu doctrina populară și se știa că dumneavoastră trebuie să candidați la funcția de președinte al
Partidului Democrat Liberal și surpriza a fost că a candidat Boc cu acea doctrină, cu acea platformă? Nu. Pentru că atunci am sperat, am crezut că există suficiente resurse în interiorul Partidului Democrat la vremea respectivă de a reprezenta o autentică forță de centru-dreapta și de a fi un partid care să asigure o bună guvernare pentru România. Acest lucru nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat pentru că, repet, cel puțin din punctul meu de vedere, există o diferență de opțiune privind acțiunea politică între mine și ceilalți colegi. Nu le reproșez acest lucru. Probabil că așa gândesc ei. Numai că nu poți accepta la infinit ca să asiști la o guvernare excesiv de centralizată. Când tu clamezi în permanență ca principii politice, descentralizare și subsidiaritate. În presă este speculat faptul că ați avea vreo legătură cu dosarul Moldomin. N-am nicio legătură. În care aș săferi, ce funcție veți avea în PNL? Nu știu, n-am discutat subiectul acesta. În urmă cu o săptămână după interviul președintelui Traian Băsescu, în care el spunea, reproșa greilor de PNL că nu se arată în lupta pentru alegerile locale, dumneavoastră ați spus că dovada că greii partidului nu procedează alcala este faptul că dumneavoastră candidați. Știați încă de atunci că nu veți candida din partea asta? Nu. Nu luasem această hotărâre. Atunci. Și haideți să fim serioși, eu am candidat pentru această funcție plecând din Parlamentul European și am afirmat și acum 6 luni, cred, pentru prima dată, că voi candida din nou pentru funcția de președinte al Consiliului Județean care a sedenit. Nu mai vă steamă de competiție niciodată. Și cred că personal și stăteam foarte bine în sondajele făcute în care a sedenit, în sondajele USR-ului. De fapt, presa a scris despre acest lucru. Aveți vreo garanție că dorințele dumneavoastră se vor îndeplini alături de USL? Am o garanție că nu se mai pot îndeplini din PDL. Cum credeți că a ajuns România un stat coaliționist? Cine a instaurat acest fenomen și de ce a ajuns? Ar fi multe de spus pe tema asta. Nu se poate expedia acest subiect doar pentru un simplu răspuns pe care ți-l dau acum. Oricum, nu credeam personal la mijlocul anilor 90, pe exemplu, atunci când am început să fac politică, că vom ajunge într-o asemenea situație în România. Cred că am suficient. Mulțumesc. Și noi mulțumim. Gata. 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 Gata.